Bună, dragii mei, salutare și bine v-am găsit la un nou jurnal video aici pe România Cultur Cars. Numele meu este Baic Vlad Andrei și împreună cu Andrei Mangaria. Salut, Andrei! Salutare, pasionați de endurocross! Da, dragii mei, iată, continuăm seria de jurnale video dedicate motociclismului, ca să spun așa, de evident și ATV-urilor, cu campionatul național de endurocross. Vom discuta despre sezonul 2022, ce așteptare am avut noi la începutul, în mijlocul și finele sezonului. Clasamentul, evident, pe clase, după care vom discuta despre cine așteaptă în sezonul 2023 plus calendarul oficial. Să-i dăm drumul, Andrei, că avem foarte mult de vorbit. Al doilea jurnal video dedicat, iată, unor competiții din motociclism. Din Bun, hai, motociclism. Să, da, hai să stabilim pentru ce ce înseamnă acest Enduro Cross. Ei bine, Enduro Cross este o disciplină care începe să crească din ce în ce mai mult în România și avem, ca să vă explic pe scurt, este așa competiția durează o singură zi și se merge pe un circuit. Doar că acel circuit este foarte dificil de parcurs, adică ai foarte multe obstacole, treceri prin noroi, cățărări și așa mai departe. Și aici, în medie, acești piloți trebuie să facă niște ture pe acesta, 4-5, depinde acum cât cere organizatorul. Iar la final contează cel mai rapid timp, fără penalizări, evident. Și aici, în medie, am văzut că se face cam la vreo două ore și ceva o întreagă etapă de endurocross. Și aici avem motociclete, avem ATV-uri, avem quaduri, deci avem și două roți, respectiv 4 roți și începem cu clase de două roți, clase de motociclete și avem începem cu Aspro, unde aici campion național a ieșit Andrei Nicușor Boțoacă de la CSU Știința București, un pilot pe care l-am întâlnit și la Hard Enduro în 2022. Iată, Andrei reușește să devină campion și la clasa de profesioniști aici la Enduro motociclete. Pe poziția a doua de la Hard Enduro Arad îl regăsim pe Cristian Cojocaru, Ei bine, un pilot rapid la această categorie de profesioniști, iar pe trei, tot de la Hard Enduro Arad, îl avem pe Flavius Lup, un pilot rapid tot de la motociclism, de la motopro, să zicem așa, la endurocross. Ce clasă urmează, Vlad? Clasa expert, veteran, hobby și evident celelalte categorii care le vom enumera e-mail. Mergem la clasa de expert, unde și aici avem piloți experimentați, piloți rapizi la categoria de motociclete, unde campion a ieșit aici de la Master Bike Cluj, Darius Gavril Barbos. Ei bine, un pilot care a fost mereu acolo prezent pentru lupta la victorie, un pilot care a și câștigat etape la Enduro Cluj și a devenit, evident, campion. Pe poziția a doua de la Dirt Bike Riders, baia mare, îl avem pe Armand Pastorkai, un alt pilot rapid la clasa aceasta de expert Perți, la motociclete, prinde locul 2 în 2022, iar pe poziția 3 -a, îl regăsim tot de la echipa din Baia Mare, de pe care am spus-o adineauri, și anume Norbert Popovic, un pilot la fel care prinde și el bronzul sezonului și mereu prezent în zona podiumului la categoria de uh, experți la Endurocross, clasa Moto mai exact. Mergem mai departe. Mergem cu uh, veteranii. Da, veterani. Nu mergem da. cu veteranii la fel aici piloți care uh, au experiență vastă în această disciplină, piloți care sunt uh, cumva pregătiți pentru asemenea trasee, iar campionii este aici de la Master Bike Cluj Marius Florin Caraba, un pilot care a fost mereu prezent uh, la victorie acolo, în această clasă de uh, veterani. Pe locul 2 de la Harden Dorodă le găsim pe uh, Liviu Gli, uh, cred că zic bine aici. Uh, Grilință, Glilință sau grilinta, dacă asta de e asta. Te va scrie în secțiunea de spus, comentarii. Te va scrie probabil secțiunea de comentarii ce, uh, cum îl cheamă, că na. Da. Și pe poziția 3 are găsit tot de la Master Bike Cluj pe Viorel Vasile Pop. Un pilot care, iată, a fost prezent acolo la lupta pentru podium în 2022 la clasa de veterani și a și casa de hobby, unde aici regăsim piloți de tot așa amatori, cei care doresc să încerce această lume a endurocrosului, iar campionul a ieșit de la Lion Racing Team Sebiș și anume Ionuț Casian Ivan. Pe locul 2, regăsim de la Jitsu Zărnești pe pilotul Robert Gabriel Orban, la fel un pilot rapid de la această clasă hobby, iar pe poziția 3, bronzul acestei clase este luat de Ion Florin Bretan de la Master Bike Cluj. Și cam asta ar fi partea aceasta de uh, motociclete. Și ne mutăm la 4 roți. Cu ce începem, Vlad? La 4 roți mai exact. Cred că la 4 roți, și nu vreau să greșesc, că evidentul în ordine foarte bună acolo. Uh, clasa hobby ATV Pro, veterani. Da, hai să începem cu ATV-urile. Aici, unde avem prezențe numeroase la start, la etapele de endurocross, ei bine, începe o clasa, evident, de profesioniști, unde aici campioana a ieșit de la Quad Club Timișoara. De fapt, toate cele trei locuri de pe podium de la această echipă sunt ocupate de, de la această categorie, în ce scos, este ocupate de echipa Quad Club Timișoara, iar Mădălin Crete este campionul sezonului 2022 la TV Pro. Pe poziția secundă regăsim pe Sebastian Bodea, iar pe trei îl avem și pe Alexandru Daniel Brăgaru, un nume care a fost prezent mereu pe podium la fiecare etapă din 2022. A fost mereu acolo în zona pentru podium, acest pilot de la Quad Club Timișoara. Mai avem clasa de veterani, unde și aici avem piloți cu experiență, piloți care uh, au ceva ani în spate de Enduro Cross. Pe locul întâi regăsim pe Ioan Nagel de la Lion Racing Team Sebiș. Uh, pe locul 2, vicecampion este Sorin Bădărău, de la ACS Odobești, iar pe locul 3 l avem pe Jolt Zeche, un pilot de la tot de la Line Racing Team Sebiș. Cam asta fi la veterani, mai avem evident și clasa de hobby la această grupă de ATV-uri, spunem așa, la fel piloți la început de drum sau amatori de așa ceva, unde campion a ieșit Maricel Turcu. Pe poziția a doua regăsim pe Raul Cotuț, ei bine, iată un pilot uh, cunoscut aici la, la, la Hobby, iar pe trei regăsim pe Daniel Chiș de la Lion Racing Team uh, Sebiș. Iată, aici încheiem partea de ATV-uri și mai avem, văd, încă două clase, dacă nu mă înșel. Uh, da, într-adevăr, Quad Pro, care are și versiunea de hobby și cred că s-a dat tu să mai ai o clasă acolo trecută. Ei bine, am avem decât două clase de, de văzut, Quad Pro. E bine, aici quadurile sunt ceva mai puternice față de ATV-uri și aici la Quad Pro, la cei profesioniști campione a ieșit tot de la Quad Club Timișoara Ceaba Lorinț. Pe poziția a doua le găsim pe uh, Mădălin Alexandru Tudor de la CSO Odobești, iar pe trei îl avem pe Zoltan Anton Burjan, la fel un pilot rapid la această clasă de quad pro, un pilot mereu prezent acolo la lupta uh, pentru victorie. Iar la hobby, mă repet din nou, clasa pentru cei care sunt la început de, de un sau amator de uh, endurocross, campion este Gabriel Daniel Taciuc de la Quad Club Timișoara pe locul 2 regăsim pe Bogdan Gabriel Diaconescu iar pe 3 de la CSO Dobești îl avem pe Adrian Cătălin Chiciu și cam asta ar fi vrat cu clasele noastre de la Enduro Cross un sezon bogat aș putea spune 10 etape un sezon calendar destul de bogat la ei trebuie să menționez un lucru la Enduro Cross mai există și diverse cupe prin județele din România dedicate acestui sport și cam asta a fost overall în 2022, un sezon interesant, un campionat interesant ce merită din plin mult atenție. Da, într-adevăr, Andrei, felicitări celor care au concurat și anul acesta în cadrul campionatului de Enduro Cross, Un campionat care, dragi mei, crește din toate punctele de vedere. Până să discutăm despre calendarul 2023, aș vrea foarte mult să te întreb, pentru că, ca și la motocross, ai redactat pe site-ul tău pe RPM Racing și despre EnduroCross. Să ne spui câteva detalii din punct de vedere al piloților, stafului, fotografilor, rog, fotografilor, părții de media, cum s-a văzut acest campionat. Acest campionat începe să crească foarte mult. Cum am spus, avem și aceste cupe regionale care sunt deschise chiar pentru cei care sunt doritor de așa ceva. E un campionat care, iată, stânge numai puțin de 10 etape. Nu cred că este alt campionat în România de moto, că vorbim de moto sau de auto, să aibă atâtea etape. Și iată că nivelul deja este unul crescut. Iată, la clasele bătălii foarte strânse pe traseele din România și organizările de etape sunt ce în ce mai bune ce am văzut și iată că începe să crească foarte bine acest campionat în România care iată are și un format foarte compact un format de doar o zi pe care îl întâlnim la mai mult și pe la auto într-adevăr avem competiții care țin doar o zi iată avem și la motociclist competiții care țin câteva ore să spunem așa da, într-adevăr și să vorbim un pic despre sezonul 2023, cam ce, dacă avem un calendar provizoriu, dacă avem niște schimbări din punct de vedere al piloților, dacă apar sau nu echipe noi. Ei bine, 2023 deja avem un calendar provizoriu și la fel ca în 2021 un calendar bogat cu 10 etape, iată, foarte stufos acest calendar la, la Endurocross se va începe la început de aprilie la Sebiș prima etapă se va ține la Sebiș în județul Arad după care se va merge la Moneasa la Sitorman în județul Constanța o etapă destul de apreciată de piloții de Endurocross cu un peisaj chiar foarte interesant acolo la malul Mării pe etapa patra va fi la Secaș Brazi după care se va merge în județul Hunedoara la Brad dacă nu mi asta este o etapă nouă etapa de la Brad Uh, mai avem o etapă la Mica, tot în județul uh, uh, Arad. Se va merge după aia la Moren, iată Morenul care este și la motocross, este prezent și la endurocross la Cristior, mai avem etapă, penultima rundă va fi la Bacău, la Comănești, deja o etapă cunoscută în acest campionat de Endurocross și ultima rundă, runda cu numărul 10, ce se va ține la început de octombrie, este o noutate, face pasul de la Cupa Regională la etapă de campion național, runda de la Câmpul Lung Mușcel. Iată un, calendar foarte, foarte bogat la această disciplină, numai puțin de 10 runde, așadar aveți ce vedea în acest sezon la Endurocross, cel puțin. Da, într-adevăr și, sincer să fiu, abia aștept acest sezon 2020 pentru că am senzația că va fi unul cu totul și cu totul aparte. Evident, pe partea de media trebuie să menționez faptul că, pentru că ai spus la motocrossul data trecută de Marius Dinca, și aici, în spatele meu, este o poză realizată de către el, cam că singurul fotograf care concurează poate cinește în viitor să-și concureze, dar care participă pe partea de media pentru aceste competiții dedicate uh, macadamului, ca să spun așa, pentru cunoscători, sau, mă rog, celor de teren, cum ai spus tu mai de mult. Uh, da, Andrei, cam acesta a fost jurnalul video. Evident, încheierea este cu un mesaj pentru fanii endurocross-ului, fanii motorsportului, fanii tăi, de ce nu? Da, fanii mei nu știu dacă există pe aici și criz, dar în principiu la, la Enduro Cross chiar recomand să venim. Mi se pare o idee interesantă, o format foarte compact de o zi și se vedeți acolo pe toți piloții care încearcă să dea totul pe aceste trasee de Enduro Cross și iată că fac performanțe foarte bune. Așadar, vă recomand dacă aveți ocazia să prindeți o etapă de acest fel chiar în zona Aradului, că văd că o competiție populară prin acea zona Aradului. Așadar, mergeți să vedeți cu. Ochii ce înseamnă pe enduro crossul. Da. Și, dragii mei, până la următorul jurnal video, care va fi despre hard enduro, pentru că Andrei era un pic să greșească acolo și să spună următorul jurnal video, fără nicio problemă, Andrei. Până la următorul jurnal video, care va fi vorba despre hard enduro, eu am fost bike Andrei împreună cu Andrei Mangalia. Țineți minte, stada nu e circuit, pentru că am uitat videoul video trecut să spun Tradiționalul Let's Go Racing Room îl spun acum, dar, dragii mei, nu uitați că sunteți cei mai tari. Let's ride together și asfalt uscat. Doamne, ajută! La revedere, pe curând!